Eu cred că există la Ponta și la Antonescu o dorință. Au pus ei ochii pe cineva și vor să-l facă cel mai votat român. Îl vom vota nu pentru că îl cheamă cum îl cheamă, nu pentru că a făcut numai bine sau că a făcut și mai puțin bine. Îl votăm pentru că nu a încălcat Constituția. Nu a acceptat ca legea să fie strâmbă. Nu le-a cedat celor ce vor să fure. Nu a permis aservirea justiției. Și ca să-l credeți, trebuie să-l vedeți acum! Că la vârsta mea o să trebuiască să mai dau o bătălie politică. Dar USL-ul a vrut să mai dau. Eu cred că au greșit. Vor pierde încă o dată. Ei n-au înțeles că eu nu lupt pentru un om. Lupta mea este pentru o țară. Eu nu lupt pentru un scaun. Eu lupt pentru români. Eu nu lupt pentru interes de grup. Eu lupt pentru valorile europene. De 8 ani, de când sunt președintele românilor, cu migală, cu atenție, cu sprijin, am construit ușor, ușor prestigiul României în Uniunea Europeană, prestigiul României în NATO. Acestor oameni, lui Crin și Ponta, le-au trebuit 3 zile să distrugă credibilitatea României. Zilele de 3, 4, 5 și 6. 4 zile. Săptămâna neagră a României. Au decapitat statul, primele 3 funcții în stat, pentru un motiv pe care încă nu l-au declarat. Au nevoie să pună mâna pe justiție. Obiectivul lor este să ocupe scaunul de la Cotroceni, pentru că numai de acolo se numește procurorul general, procurorul șef DNA, președintele Înaltei Curți de Casație. Iar infractorii din partidele lor îi vor din nou la butoanele justiției. I-am văzut zilele acestea. S-au aruncat cu sălbăticie asupra statului de drept. Când au fost atenționați de partenerii noștri de la Bruxelles, s-au rățoit la ei crezând că sunt undeva pe malurile Dâmboviței. Au greșit. Și au greșit de ce? Pentru că toți europenii au văzut că se ceartă
cu Bruxelles se rățoiesc la importanți oameni politici din Uniunea Europeană, dar n-au curaj să spună nici pâs în fața lui Voiculescu. Oare de ce? Oare de ce îi este mai frică de Voiculescu decât de legile și bunele practici europene?